Tragediile nu contenesc pe șoselele țării și tot mai mulți șoferi irresponsabili și neatenți produc accidente înfiorătoare. Ultimele victime nevinovate sunt trei persoane care așteptau într-o stație de tramvai din Craiova. Au fost pur și simplu spulberate de o mașină după ce șoferul autoturismului ar fi încercat să evite impactul cu o altă mașină și a intrat în oameni. Conducătorul auto a fost și el rănit în impact. Sunt patru victime, dintre care trei bărbați și o femeie. Toate vor fi transportate la spital. Bărbații au suferit răni ușoare, în timp ce femeia a fost accidentată mai grav. Circulația a fost blocată minute bune în zonă, iar oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs accidentul. Cazul de la Craiova se petrece la doar o lună distanță de accidentul din Ialomița, care a îngrozit România. 10 oameni au murit și 7 au fost răniți după ce un tir a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un microbus ce ducea oamenii la serviciu.